ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. 65 de elevi de la un liceu din capitală au ajuns la spital cu simptome de intoxicație, 20 dintre aceștia fiind spitalizați, iar unul se află în reanimare. Pacienții cu simptome de infecție intestinală, cu vomă, diaree și febră, 37,3, 37,4. După ce au protestat cu tehnica agricolă pe drumurile din țară, mai mulți fermieri s-au adunat astăzi în fața președinției și au cerut reexaminarea legii aprobată săptămâna trecută de Parlament. După Polonia, Cehia, Slovacia și Austria, nordul Italiei a fost devastat de inundații puternice provocate de ciclonul Boris, iar peste 1000 de persoane au fost evacuate. De elevi și un angajat de la un liceu din capitală au ajuns la spital cu simptome de intoxicație. 20 dintre aceștia au fost internați. În prezent, starea lor este satisfăcătoare, cu excepția unui elev care se află la reanimare, în stare gravă, dar stabilă. Deocamdată nu se știe unde și cum s-ar fi intoxicat elevii, iar ANSP a preluat probe din cantina instituției. Pe caz a fost deschisă o anchetă epidemiologică. Potrivit directorului liceului, marți după amiază, primii elevi s-au adresat la administrație cu simptome ale unei toxi-infecții alimentare. Aceștia aveau stări de vomă, febră și amețeli. Noi am decis că acești copii, fiindcă nu cunoaștem sursa acestui virus, am decis să-i spitalizăm. Ieri au lipsit 65 copii. O parte din ei s-au adresat parcursul nopții și am invitat salvarea. Ne gândeam că poate fi din partea cantinei, dar 30% dintre copii nu s-au alimentat în cantina liceului. Despre acest caz s-a aflat în această dimineață în urma unui comunicat difuzat de Ministerul Sănătății, în care se spune că 20 dintre cei 65 de elevi care s-au simțit rău, dar și un angajat al liceului, au fost internați la două spitale din capitală. Starea acestora este satisfăcătoare și stabilă. Totodată, un elev este la reanimare în stare gravă, dar stabilă. 6 dintre copii sunt internați la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii, iar restul la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. Internarea a fost spitată de 18 la ora 1 și 3 noaptea, a fost internat pacienții cu simptome de infecție intestinală, cu vomă, diaree și febră, 37,3, 37,4. Toți pacienții care au fost spitalizat în stare gravitate medie, grav nu avem. La moment, pacienții se află în starea satisfăcătoare, fără semne clinice, de vomă, diaree și febră. Ei dat la laboratorul ANSP pentru investigație la rotavirus, norovirus, la 15 specii agenții patogeni. ANSA anunță că a inițiat un control inopinat la compania responsabilă de alimentația copiilor în incinta cantinei liceului. Au fost colectate probe din cantină, dar și de la elevii care au manifestat semne de boală, pentru a afla cum și unde s-au intoxicat aceștia. Cei de la ANSP ne-au spus că vor reveni mai târziu cu mai multe detalii. Cazul este în atenția Ministerului Sănătății, iar pe parcursul anchetei epidemiologice, activitatea cantinei a fost sistată. La Liceul Teoretic Republican Aristotel învață 362 de elevi din diferite regiuni ale țării, repartizați în 12 clase liceale, iar în cămin locuiesc 132 de elevi. Accident matinal în capitală. Un Mercedes a intrat într-un troleibuz care staționa pe Bulevardul Renașterii din capitală. Momentul a fost surprins de o cameră de bord. Iau. Nimeni nu a avut de suferit, însă din cauza accidentului rutier în zonă s-au format ambuteiaje. Revenim cu mai multe detalii în jurnal. Două persoane au fost reținute după ce ar fi primit 1500 de euro pentru a ajuta o persoană să obțină mai ușor permisul de conducere. În această dimineață, ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții acasă și în automobilele acestora, iar acum indivizii sunt cercetați pentru trafic de influență.
Potrivit ofițerilor CNA, cei doi bănuiți ar fi primit 1.500 de euro de la o persoană susținând că ar avea influența asupra angajaților din cadrul secției înmatriculare, vehicule și documentarea conducătorilor auto din Bălți și că îi poate determina să favorizeze la examene un candidat la obținerea permisului de conducere de categoria B. CNA a publicat și înregistrări audio cu discuția dintre aceștia. Că dumneavoastră ați zis că 1.800, ați zis pe urmă că 800, dar eu zic, da, voi spune pe urmă că 500 numai. A, 1.500. Da. 1.000, da, ce ca 500? M-a scuzat. Și-o uitat de asta. Da, și 1.000, dar 800 să dăi vineri sau sâmbătă, că slătez în prăștieță. Persoana însă i-a denunțat. După ce nu și-ar fi onorat promisiunea, suspecții au decis să returneze banii, fapt documentat de CNA. În această dimineață, procurorii au efectuat percheziții la domiciliile și în automobilele bănuiților. În urma acestora au fost ridicate mai multe seturi de acte ale candidaților la perfectarea permiselor de conducere cu sume de bani atașate. Ambele persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Un grav accident s-a produs în această după-amiază în apropiere de satul Ordășei din raionul Telenești. Un șofer a decedat. În imaginile surprinse de martori se văd trei automobile grav avariate în urma impactului. Totodată la fața locului au intervenit pompierii, dar și o ambulanță. Responsabilii din cadrul poliției ne-au spus că vor reveni ulterior cu detalii despre accident. În capitală, un troleibuz care staționa pe bulevardul Renașterii a fost lovit din spate de un Mercedes. Momentul impactului a fost înregistrat de o cameră de bord. Din imagini se vede că troleibuzul staționează regulamentar, iar șoferul autoturismului se lovește în plin în el. Nu este clar deocamdată de ce conducătorul auto nu a frânat. Imediat după impact, acesta a coborât din mașină șchiopătând ușor. Autoturismul a fost avariat, dar nicio persoană nu a avut de suferit. Oportunitățile care se deschid odată cu începerea negocierilor de aderare la UE, investițiile și atragerea fondurilor pentru țara noastră au fost printre principalele subiecte abordate în cadrul celui mai mare forum economic Moldova Business Week 2024. Mii de antreprenori și investitori din diferite țări au discutat despre posibilitățile de dezvoltare economică a Republicii Moldova. La Edineț, doi agricultori și-au prezentat afacerile lor de succes pe care au reușit să le dezvolte cu sprijinul Uniunii Europene. Valeriu Matkovski este un agricultor din satul Bilicenii Vechi, raionul Sângerei. Are o livadă de mere în care spune că investește continuu, iar recent a decis să cumpere și un frigider cu o linie de sortare. Producem noi în jur de 1.800 de tone mijlociu, plus minus. Frigiderul e de 2.400 de tone. Toate varietățile de puieți plantate în livadă sunt franceze. Frigiderul e construit pe o mare parte din investițiile pe bani europeni, plus și investițiile noastre, și creăm locuri de lucru. În satul Bilicene, practic undeva la vreo 25 de oameni lucrează aici la frigider. Merele sunt sortate cu grijă și ambalate după standarde europene, astfel ca să fie exportate. Valeriu Matkovski susține că asistența din partea UE l-a ajutat mult la dezvoltarea afacerii. Învățăm multe, avem consultanți care ne consultă în livadă, în caz de față, din Franța și din Italia. Ne străduim să producem după tehnologiile și nivelul de calitate european. O altă companie prezentată drept un exemplu de afacere în sectorul agroalimentar este în satul Corlăteni, Râșcani. Ruslan Șbârcă are 60 de hectare de livadă și la fel a investit într-un depozit frigorific. Bărbatul spune că produce o varietate de fructe solicitate pe piețele UE. Cultivăm pere conference, mere, mai multe soiuri de mere și prune. Fructele sunt crescute și culese cu grijă, iar agricultorul spune că se investește mult în calitatea acestora. În cadrul vizitei reprezentanților delegației UE s-a făcut și un exercițiu demonstrativ prin care s-a testat calitatea merelor. Iată, în modul respectiv, eu pot să vă arăt, iată și așa. Ce valoare vedeți? 8. Avem 8 kg, ceea ce asta e foarte bine, din punct de vedere a acestui, pentru acest soi. Acum vedeți o valoare și mai bună.
8,67, asta înseamnă 8,67 kg centimetru pătrat. Agricultorii au vorbit despre oportunitățile de export din ultimii ani pe piețele UE, dar și despre cele ce urmează odată ce țara noastră este în proces de demarare a negocierilor. Uniunea Europeană reprezintă principala piață de desfacere pentru Republica Moldova și aceasta nu reprezintă doar o evoluție unică, o evoluție de scurt timp. Această relație a fost construită de-a lungul anilor. De 10 ani avem în vigoare acordul de liber schimb, acordul de asociere, care oferă accesul liber a producătorilor moldoveni pe piața Uniunii Europene. La ediția din 2024 a Moldova Business Week au participat peste 1000 de antreprenori, oameni de afaceri și investitori. Evenimentul este organizat anual de către Agenția de Investiții din Republica Moldova în colaborare cu partenerii de dezvoltare și instituțiile publice centrale. Prima ediție a Moldova Business Week a avut loc în anul 2014. Noul ministru de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, se află în prima sa vizită oficială la Chișinău. Acesta a fost invitat de vicepremierul Mihai Popșoi, cu care a avut și o întrevedere. Cei doi oficiali au vorbit despre progresele înregistrate de ambele state în parcursul lor european și și-au reafirmat sprijinul în acest sens. După o întrevedere între cei doi miniștri, Mihai Popșoi și Andrii Sibiga, au ieșit în fața presei și au vorbit despre sprijinul reciproc. Reiterez voința fermă a Republicii Moldova de a ajuta în continuare cei peste 125.000 de refugiați ucraineni care și-au găsit refugiu în țara noastră. Autoritățile țării noastre vor depune în continuare eforturi susținute pentru a acorda sprijin cetățenilor ucraineni care s-au refugiat la noi în Republica Moldova. Inclusiv sprijin social, școlarizare, angajarea în câmpul muncii, servicii medicale. Mihai Popșoi a reiterat faptul că țara noastră condamnă ferm războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Doresc să reafirm sprijinul deplin pentru formula păcii propusă de președintele Volodymyr Zelensky. Formula care este singura cale de pace cuprinzătoare, justă și durabilă. De partea cealaltă, ministrul de externe al Ucrainei a vorbit despre pașii rapizi care trebuiesc întreprinși în parcursul european al ambelor state. Ми будемо спільно взаємодіяти на цьому шляху і ми покладаємо великі сподівання на польське головування, яке розпочнеться 1 січня 2025 року. І наш підхід, наше розуміння, що ми будемо відкривати кластер і ми сподіваємося на підтримку наших європейських друзів, наших партнерів не один за одним послідовно, а паралельно. Ми дуже раді, що і дружня Молдова йде разом з нами цим шляхом. În același timp, ministrul de externe al țării vecine a vorbit și despre încercările Rusiei de a destabiliza parcursul european al țării noastre. І сьогодні ми скоординували політику у сфері протидії російській дезінформації та іншим формам гібридної агресії Росії проти країн регіону і всього демократичного світу. Євросоюз – це процвітання і безпека для наших людей, це стабільний демократичний розвиток, це функціонуюча економіка та достаток сімей. Andrei Sibiga este la prima sa vizită în Republica Moldova de la preluarea mandatului. Acesta urmează să se întâlnească astăzi și cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Fostul premier Ion Sturza vine astăzi la emisiunea În profunzime. Lorena Bogza va discuta cu invitatul său despre alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrarea europeană din 20 octombrie, precum și despre încercările Rusiei de a influența rezultatul acestora. Emisiunea începe la ora 21 și va fi difuzată live și pe site-ul protv.md. După două zile de protest cu tehnica agricolă în regiuni, fermierii au venit astăzi în fața președinției. Nemulțumiți de legea adoptată săptămâna trecută în Parlament, agricultorii au solicitat ca aceasta să fie modificată ținându-se cont de nevoile lor. Responsabilii de la președinție anunță că Maia Sandu i-a invitat pe fermieri la discuții miercuri dimineața. Zeci de fermieri din toată țara au venit astăzi în fața președinției pentru a cere șefei statului să intervină și să întoarcă în Parlament legea votată vineri. Aceștia spun că aceasta este nefuncțională și mulți fermieri vor rămâne fără ajutor. Cum așa condiții, așa arșăți, așa și bat joc acum, a? Niște condiții?
Cine o să împlinească așa condiții? A? Eu 50 de ani, cum spune, cu pământul, iată, activăm. Așa ceva încă n-am avut. Nici 2 tone de grâu, cu toate că eu specialist, am de toate, am făcut toate. Nu-i. Porumbul, tot așa. Nu cu orzul cât de cât. Fermierii cer ca legea să fie modificată și să fie incluse amendamentele pe care ei le-au solicitat. Am zis cerem la guvern să ne dea stare de urgență, măcar pe un an de zile. Avem credite la bancă, avem datorii pe inputuri. Noi acum așa am strâns acolo o leacă de floare, o leacă de asta, nu ne ajunge nici să dăm datoriile pe inputuri și să închidem creditele. Dacă și să lucrăm mai departe. S-a promulgat o lege care absolut nu e funcțională și care vine doar în dezinteres cu cerințele fermierilor. Cea mai mare problemă e articolul 3. 1 septembrie 2023, 1 septembrie 2024. Deci asta înseamnă că vor cădea sub incidența acestei legi doar datoriile din această perioadă. Deci legea care e dată, practic, protejează o perioadă în care noi putem și singuri să ieșim cumva la cat. Ulterior, fermierii au manifestat și în fața Parlamentului, unde au solicitat o discuție cu președintele legislativului Igor Grosu. Responsabilii de acolo s-au menționat că acesta nu este pe loc. Am încercat, măcar într-a 12-lea ceas, să încercăm să convingem autoritățile. Nu promulgați această lege, faceți schimbările așa cum o doresc agricultorii, pentru că dacă legea este făcută în folosul agricultorilor, atunci trebuie să aibă un impact pozitiv. Totuși să-i poată ajuta, să-i salveze. Șeful cabinetului președintelui Republicii Moldova, Adrian Băluțel, a scris pe Telegram că a ieșit să discute cu fermierii și a invitat la discuții cu Maia Sandu miercuri la ora 9. Totodată, fermierii au continuat să protesteze astăzi cu tehnica agricolă la Căușeni, Cahul, Fălești și Drochia. Legea care a scos agricultorii în stradă prevede că toate penalitățile și executările silite ale acestora vor fi suspendate pentru 6 luni, termen mult prea redus, spun agricultorii. Mai mult, potrivit acestora, legea îi exclude din start pe foarte mulți. În replică, ministrul agriculturii susține că rezultatele acestei legi vor putea fi văzute peste 2 luni, când va fi clar câți agricultori vor beneficia de ajutor, pentru ca ulterior să intervină și în cazul celorlalți. Suntem în perioada în care se culeg strugurii și se face mustul, așa că atenție la pericolul din bece. În fiecare an mor oameni intoxicați cu dioxid de carbon degajat în timpul fermentației vinului, iar pentru a preveni aceste tragedii, salvatorii au lansat o campanie de informare. Noroc! Ia că îl țin de la deal de casă aici. S-a fermentat, pe urmă am gaură și scot ventilația și pun șlangul și îl duc în butoaie. Mustul eliberează dioxid de carbon care nu are miros sau culoare, iar în câteva secunde poate deveni fatal. Imediat la știri aflați care este cea mai bună metodă de a verifica dacă este sau nu periculos de intrat în beci în perioada când vinul fermentează. Aici de angajatori au așteptat azi dimineață pe cei care își caută serviciu la un târg de joburi organizat în capitală. Reprezentanți din domeniul IT, domeniul bancar, sănătate, marketing sau construcții au oferit circa 3.000 de locuri de muncă. În fața lor au ajuns tineri, proaspeți absolvenți, dar și persoane mai în vârstă. Rămâne de văzut dacă cererea și oferta se pot întâlni în final și câți se vor și angaja. Cu un CV în mână și cu speranța de a-și găsi un post de muncă potrivit, Alexandra a venit la târgul de cariere. Îmi caut post de muncă, posibil ca un project manager, ceva de NGO sau IT. Am avut experiență, aproape 3 ani, am activat înainte de concediu de maternitate. Acum am fost în concediu și vreau să revin la muncă. Zinaida a venit la târg împreună cu fiul său, care poartă aparat auditiv. Femeia speră că băiatul își va putea găsi un loc de muncă. Foarte greu pentru așa persoane ca să găsești un loc de muncă, care ne refuză, doar ei nu sunt excluși din societate. Și cu așa nădejde am venit, am crezut ca să găsim ceva pentru fiu, dar până la urmă aproape nimic.
reprezentanții Armatei Naționale, ai Poliției de Frontiere și din alte subdiviziuni ale Ministerului de Interne au venit la târgul de cariere pentru a recruta angajați. Astfel, aceștia oferă un salariu minim de 10.000 de lei. S-au interesat mai mulți studenți de oportunitate de a activa sau chiar de a trece la fără frecvență și activa mai departe în instituție de forță. La moment, în cadrul Poliției de Frontieră avem 15% funcții vacante. Avem atât funcții de ofițer cât și funcții de subofițer. De cealaltă parte, vizitatorii prezenți la târg spun că salariile sunt foarte mici. Около 30 это более как-то. Ну, я не думаю, что. Может, у кого-то есть и больше, у кого-то есть и меньше. Честно, даже не знаю. Minim 10-12 mii, ceva de genul acesta. La târg au venit și mai mulți studenți. Ce post căutați? Psiholog. De-abia sunt absolvent și acum încerc să caut să găsesc ceva. Noi suntem studenți. Așa, și ați venit astăzi aici că faceți cunoștință, nu? Corect. La târgul de cariere participă 60 de companii din industria alimentației publice, servicii, comerț, transport și depozitare, sănătate și asistență socială, administrare publică, construcții, dar și alte domenii care au pus la bătaie 3.000 de locuri. Călătoria noastră prinde ritm astăzi și te invităm să trăiești o experiență unică. Dăm muzica mai tare și ascultăm cum sună folclorul neamului nostru. Este molipsitor și te ademenește în dans și hore. Este o moștenire lăsată din străbuni și păstrată până astăzi datorită celor înzestrați cu talent. Hai așadar să descoperim identitatea neamului și să trăim la maxim fiecare sunet. Când de slăutare pe pământ, noi vorbim de veselie. Este unicul lucru care poți crea un om să facă să plângă sau să râdă fără a-i spune cuvinte, doar prin muzică. Ceva inexplicabil, un sentiment care are loc doar atunci. Explozie, spectacol, ritm, hore, lacrimi de fericire și mai ales bucurie. Ăsta e folclorul, melodia neamului, cea care ne amintește de origine, ne face să uităm de griji și ne adună împreună. De când e slăutare pe pământ, noi vorbim de veselie. Nu mai țin cont că sunt la un spectacol, știi? Adică fac ca la nuntă, știi? Se distrează, chef. Iar asta pentru că este o moștenire din străvechi, păstrată de oameni care au simțit și au decis să o ofere generațiilor viitoare. De câte ori mă ducem acasă, veneam înapoi cu o sârbă, cu o bătută, cu o horă, cu ceva în buzunar. Este hora de la nord, sârba de la nord, care au făcut furor în toată lumea. Sârba zârneștenilor, sârba bădecenilor, sârba lui Dumitru. Iar ca fiecare cântec să sune perfect, lăutarii tratează fiecare eveniment cu mare seriozitate și în pregătiri minuțioase. Repetițiile sunt întoi, nu însă înainte ca fiecare membru al lăutarilor să exerseze puțin și să-și ia postura corectă. Chiar în acest moment este interpretată Hora Primăverii, una dintre cele mai reprezentative melodii. Aranjamentele și sentimentele puse la locul potrivit au creat excepționalul în port național, cu instrumente acordate și cu inima deschisă. Așa este retat folclorul. Muzica pentru mine asta este un fenomen, de fapt, și eu cred că pentru orice om, chiar dacă nu este muzician, iubește muzica cu siguranță și îl ajută un pic să se detașeze. Atunci când dai și omul îi vezi pe chipul lui, scrie că e foarte, foarte încântat de ceea ce faci. Fără ea îi spune cuvinte, doar prin muzică, prin sunet. Iar lăutarii reușesc acest lucru și fac ca această moștenire să treacă granițe și să călătorească spre cele mai îndepărtate continente, oferind experiențe și cucerind publicul. Țin
minte spectacolul din Statele Unite, la lacrimi, toată lumea plângea, toată lumea râdea, toată lumea dansa. Când vii acasă și vezi o sală cum este Teatrul Verdi, 6.000 de oameni se scoală în picioare, sau Sala Palatului din București de 5.000. Un moment de glorie, se face pielea găină. Experiența noastră, melodiile, asta ar fi una dintre căile spre inimile oamenilor. Iar talentul și inspirația au făcut ca folclorul să fuzioneze, să se transforme, să se îmbine armonios cu alte stiluri și să creeze noutate. Toate acestea datorită artiștilor care își fac munca cu dedicație și responsabilitate pentru că trăiesc prin muzică și cânt. Un public este receptiv, este într-un gând cu tine, într-un pas, într-un... E ceva frumos, e fantastic. Te simți artist, simplu. Dăruire de sine, deci eu zic și o doză de fanatism. Lăutarea este viața mea, tot ce am eu mai scump, mi-s dragi. Dedicația și motivația puternică a lăutarilor țin folclorul viu, dar mai ales îl ridică la cel mai înalt nivel mondial, pentru că simplu. Lăutarea asta înseamnă o istorie. Mâine ne aventurăm într-o nouă călătorie și cunoaștem diversitatea. Mergem la Soroca, în inima comunității romilor. Miștoaiele amendii la Soroca. În loc de șatră avem castel frumoase. Deschidem ușile palatelor din dealul Sorocei și trăim spectacolul tradițiilor. Cunoaștem cea mai mare comunitate a romilor din țara noastră mâine la știrile Pro TV de la ora 20. În câteva minute începe emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Daniela! Bună ziua tuturor! Daniela, nu vreau să te întreb nimic decât să-ți spun că ești ca o cireșică, tare drăguță și frumușică. Nici nu știu ce să răspund. Nu răspunde nimic, savurează. Dar tu ești ca o albă ca zăpada. Mulțumesc! Și cei 7 pitici urmează să apară din clipă în clipă. Glumim, da. Evident. Să vă zic ce avem astăzi la emisiune. Astăzi vom discuta despre un eveniment tare frumos care va avea loc săptămâna viitoare, un eveniment în cadrul căruia 15 persoane cu dizabilități vor fi protagoniștii unui fashion show. Au colaborat cu designeri de la noi în acest sens, iar astăzi vorbim cu organizatoarea acestui eveniment, Frumusețe Fără Limite se numește. Și tot astăzi vom afla care sunt tendințele acestei toamne, care a început deja în forță, e destul de răcoare afară, așa că toate tendințele le vedem astăzi la O Seară Perfectă. Bucnac te ajută să-ți alegi ținutele perfecte pentru toamnă. Poți reinterpreta ținuta în dependență de situație. Seriile de toamnă încă sunt ușor răcoroase, fără sutien, acest model de sacou și îți zic că a fost ca pe podium. Care sunt tendințele din acest sezon, dar și ce piese vestimentare a ales designerul, afli astăzi la O Seară Perfectă. În plin sezon de făcut vin, gospodarii sunt atenționați de către salvatori să respecte normele de securitate pentru a evita intoxicația cu dioxid de carbon. Mustul e o bombă cu ceas, spun specialiștii, iar dioxidul de carbon eliminat la fermentare, care nu are miros sau culoare, provoacă o moarte rapidă. Astfel, salvatorii recomandă ca vinul să se fermenteze doar în spații deschise, iar beciul să aibă un sistem de ventilare. Da.
noroc. E perioada recoltei în care se coleg strugurii și se face mustul, apoi vinul, iar în gospodăria lui Mihai Cojușneanu din Condrița, munca e întoi. În vârstă de 72 de ani, bărbatul știe toate secretele tehnologiei unui vin de casă. De când m-a născut. Astfel, o mare atenție oferă normelor de securitate, iar bobițele zdrobite le lasă la fermentat doar afară. Dar când începe șerbe, el se ia să îmbie și apoi poți să intri acolo cu dumneavoastră, să nu ieși de acolo. Și Vasile Untilă, care locuiește în celălalt capăt de sat, a pus vinul la fermentat, neapărat în aer liber, spune bărbatul. Ia că îl țin de la deal de casă aici, s-a fermentat, pe urmă am gaură și scot ventilația și pun șlangul și îl duc în butoaie. Butoaiele le înfund și le pun în beci. Vasile are grijă ca sistemul de ventilare din beci să fie funcțional. Aerisirea beciului, una e și fața gospodarului, dar și sănătatea lui. Despre măsurile de securitate în procesul de fermentare a vinului le-au vorbit astăzi sătenilor și reprezentanții IGSU. Acest proces să aibă loc doar în spațiile deschise? Nici într-un caz nu de efectuat acțiunile date în spații închise, din motivul că în procesul de fermentare se degajă monoxidul de carbon. Dioxidul de carbon este un gaz toxic, fără miros și fără culoare. În forma ușoară avem dureri de cap și amețeli. În forma gravă deja apar convulsiile, poate surveni coma și chiar decesul. Primul ajutor pe care îl putem oferi unei persoane intoxicate cu dioxid de carbon este să o scoatem la aer și să chemăm ambulanța. Dacă totuși vinul se fermentează în beci, asigurați-vă că acesta este dotat cu sistem de ventilare, iar ușa este deschisă pentru aerisire. Și asta nu e tot. Atunci când coborâți în beci, aprindeți o lumânare. În cazul în care în încăpere va fi puțin oxigen, flacăra se va stinge, iar acesta va fi un indiciu că în încăpere se află bioxid de carbon. Potrivit datelor statistice oferite de IGSU, în ultimii 5 ani, cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon sunt în descreștere. Acum 3 zile, fostul primar de Sadova și soția acestuia au murit în beci intoxicați cu dioxid de carbon, degajat în timpul fermentației vinului. E stare de alertă în Portugalia, unde aproximativ 40 de incendii continuă să devasteze nordul și centrul țării. Cele mai grave incendii sunt în zona de nord, în apropierea graniței cu Spania, iar Portugalia a solicitat ajutorul celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Cu mai multe imagini revenim în jurnal. Rusia a continuat să atace mai multe zone din Ucraina noaptea trecută. În Kharkov, mai multe case au fost avariate, iar 6 oameni au fost răniți. Asta în timp ce regiunea Zaporojie, controlată de ucraineni, a fost ținta circa 160 de lovituri. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că planul de pace care urmează să fie prezentat lui Joe Biden este gata. În Kharkov, noaptea trecută, explozii au fost auzite în cel puțin 2 sectoare. Locuitorii au reușit să surprindă momentul loviturii. Infrastructura civilă, o școală, o grădiniță și 10 blocuri de locuit au fost avariate. Сьогодні зранку була достатньо масована атака безпосередньо на місто Куп'янськ. За попередньою інформацією, прилетіло 12 кабів. Наслідок цього є суттєві руйнування приватного житла, пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків. Є, на жаль, у нас постраждалі, 6 людей зазнали різного ступеня поранення. О femeie în vârstă a fost ucisă și alte 2 femei au fost rănite de loviturile rusești în regiunea Zaporojie. Forțele ruse au bombardat regiunea de 161 de ori în ultimele 24 de ore, avariind instalații de infrastructură și clădiri rezidențiale. Forțele aeriene ucrainene au declarat că au doborât toate cele 42 de drone și una dintre cele 4 rachete folosite de Rusia. Pe front, lupta decisivă a Ucrainei este în Pokrovsk. Rușii presează din 2 direcții. Au acaparat orașul Novogorodivka după ce apărătorii ucraineni s-au retras săptămâna trecută, aparent fără să lupte prea mult. De asemenea, forțele ruse avansează dinspre sud-est și dinspre Ucrainsk, care a căzut acum câteva zile. Dincolo de un petic de pădure și o cale ferată din Mihailovka se află orașul Seldove, controlat de ucraineni. Pe de altă parte, mai mulți analiști scriu că progresul lent al Kremlinului în acele părți ale Donețkului are un cost uman semnificativ. Între timp, contraofensiva rusă pentru recuperare
eliberarea teritoriilor din regiunea Kursk a fost oprită, susține Ucraina. În ciuda tuturor luptelor, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat că planul pentru victorie al Ucrainei, pe care urmează să-l prezinte omologului său american Joe Biden până la sfârșitul lunii, este pe deplin pregătit. Liderul de la Kiev a mai precizat că planul este compus din 4 puncte principale și un al cincilea legat de situația postbelică. Acesta se concentrează pe securitatea și poziția geopolitică a Ucrainei, pe asistența militară străină alături de libertatea de a o utiliza fără restricții și pe sprijinul economic, conform de Kiev Independent. Parlamentul European cere statelor UE să ridice restricțiile care opresc Ucraina din atacarea unor ținte din Rusia. Se arată într-o rezoluție adoptată azi în care se precizează că țara vecină nu își poate exercita pe deplin dreptul la autoapărare și rămâne expusă atacurilor asupra populației și infrastructurii sale. Totodată, Uniunea Europeană alocă Ucrainei 160 de milioane de euro pentru a ajuta sectorul energetic al țării în contextul apropierii sezonului rece. O parte din bani vin din confiscarea activelor rusești înghețate de UE. Deficitul de energie electrică al Ucrainei ar putea ajunge la 6 gigawați în această iarnă, aproximativ o treime din cererea de vârf preconizată, pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și al expirării unui contract de furnizare de gaze, a declarat Agenția Internațională pentru Energie într-un raport. And just 2 weeks ago, on August 26th, more than 230 missiles were launched during a 12-hour attack. They were directed at power stations, substations and other key infrastructure, and millions of Ukrainians were left without electricity for several hours. În acest context, șefa Comisiei Europene a anunțat că UE va ajuta țara vecină în timpul sezonului rece. And today I can announce that we will make an additional amount of close to 160 million euros available for this winter. This includes 60 million euros in humanitarian aid for shelters and heaters, for example. And it includes around 100 million euros for repair works and renewables. And these 100 million euros come from the proceeds of the immobilized Russian assets in the European Union. De altfel, Ursula von der Leyen a anunțat că mâine va merge la Kiev. De la invazia la scară largă a Rusiei în februarie 2022, sistemul energetic al Ucrainei a fost ținta atacurilor rusești, care au dus la pene de curent continue și la furnizarea limitată de energie electrică în unele regiuni timp de câteva ore în fiecare zi. Cel puțin 20 de oameni au murit și 450 au fost grav răniți după valul de explozii care s-a produs ieri în Liban. Dacă în ziua precedentă au explodat pagerele folosite de membrii grupării Hezbollah, ieri a fost vorba de stații de comunicare portabile. O parte din incidente au avut loc în timpul înmormântării celor uciși cu o zi înainte. Potrivit Agenției Naționale de Știri Libaneze, ar fi explodat și câteva sisteme de energie solară, dar și radiouri portabile. Stațiile portabile au început să explodeze aproape simultan, la fel ca în cazul pagerilor cu o zi înainte, iar cei afectați au răni, în special în zona abdomenului și la mâini. Many of them women, a lot of children, obviously a lot of men as well. And in the middle of all of this, what we were at the area where they were paying their respects, the four coffins were being brought out. There were a number of relatively high-profile politicians from the Lebanese government or Lebanese parliament who were in situ, and we heard this bang just outside of the where the condolences were. We went outside. And people were running. Și de această dată, mai multe camere de supraveghere au surprins momentul în care stațiile au început să explodeze, fie la brâu, fie în mâinile islamiștilor. Spitalele din Liban sunt copleșite de valul de răniți aduși de avalma de ambulanțe, mașini civile ori pe motociclete din suburbiile sudice ale Beirutului. În timp ce Casa Albă neagă orice implicare, oficialii israelieni anunță intrarea într-o nouă fază a războiului cu Hezbollah. Admiral, what's the White House response to the
exploding walkie-talkies in Lebanon today. I know Karine addressed the pagers yesterday, but what's the latest U.S. assessment, and does the U.S. consider this a justifiable escalation? What I can tell you is we were not involved in yesterday's incidents or today's in any way, and I don't have anything more to share. Has the Israelis let you know about these operations? I don't have anything more to share today. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, זה נכון לכולם, בוודאי למי שנמצא באוויר או שולט במה שנמצא באוויר, מפני שהאופוזיציה פה היא יותר חזקה. זה לא חמאס. משהו אחר וצריך להיערך לעניין הזה כמו שצריך לקחת את זה בחשבון. Hezbollah, care funcționează în Liban ca un fel de stat în stat, a renunțat din primăvară la telefoanele mobile moderne de teama programelor de spionaj. Prin urmare, membrii grupării comunică prin pagere, care permit doar trimiterea unui mesaj scurt prin intermediul undelor radio. Luptători și agenți operativi de rang înalt în organizația Hezbollah primiseră de câteva luni pagere dintr-un lot nou. Teoria cea mai probabilă este că atacul reprezintă o operațiune comună a armatei israeliene și a Mossadului. Israelienii ar fi reușit să strecoare în fiecare dispozitiv, și vorbim de mii de pagere și stații radio, un detonator cu o anumită cantitate de explozibil. Au fost aduse prin contrabandă în Liban. Numai că undeva între producător și clientul final Hezbollah, luptătorii Hezbollah, undeva cineva a pus mâna pe aceste pagere și a băgat în ele între 20 și 56 de grame de PETN, care este un exploziv plastic. Inițial a apărut teoria că prin transmiterea unui mesaj printr-un program malațios, bateriile s-ar fi supraîncălzit, iar pagerele s-ar fi transformat în mici bombe. Chiar dacă o supraîncălzire a unor baterii în 2000 de pagere e greu, sau 3000 de pagere și să explodeze în același timp, este greu, dacă nu imposibil de realizat. Cred că mai degrabă a fost vorba de o încărcătură de exploziv cu brizanță mare, cu putere mare. Pagerele capcană au fost armate printr-un semnal, trimiterea unui așa numit mesaj text alfanumeric. Prima persoană care a folosit dispozitivul a declanșat aproape simultan explozibilul din toate aparatele. Reprezentativa Moldovei a urcat 3 poziții în clasamentul FIFA după cele 2 victorii obținute la începutul lunii. Tricolorii sunt acum printre primele 150 de selecționate ale lumii. Între timp, aseară a avut loc a doua zi de meciuri. Iar cel mai bun marcator din istoria Champions League, Cristiano Ronaldo, are un nou antrenor la FC Al Nassr. Echipa a fost preluată de un italian care i-a fost adversar starului portughez în Serie A. Vă spunem despre cine este vorba la știrile din sport. În timp ce o mare parte din Europa se află sub ape, în Portugalia incendiile de vegetație devastează nordul și centrul țării. Aproximativ 40 de focare alimentate de căldură și rafale de vânt mistuie hectare întregi de pădure și au făcut deja 7 morți. Autoritățile de la Lisabona au emis alerte de călătorie pentru zonele afectate. Ministerul de Externe de la Chișinău de asemenea a emis o avertizare de călătorie în Portugalia. Imaginile din cursul nopții au arătat localnici turnând găleți cu apă peste flăcările care înaintau în apropiere de orașul portughez Nelas. Focul care se apropie de case era stins de localnici pentru că pompierii nu reușeau să ajungă. Cu toate acestea, unele gospodării au căzut pradă flăcărilor, iar oamenii au fost nevoiți să fugă. Temperaturile au depășit 30 de grade Celsius în întreaga țară în weekend, când incendiile au izbucnit și au fost alimentate de vânturi puternice. Potrivit primelor estimări făcute de autorități, incendiile au distrus peste 10.000 de hectare de pădure și vegetație uscată, ceea ce reprezintă aproximativ toată suprafața care a ars în timpul verii în Portugalia. Acum în țară sunt mobilizați aproximativ 5.300 de pompieri, 7 salvatori și au pierdut viața în lupta cu flăcările.
Autoritățile de la Lisabon au activat mecanismul european de protecție civilă pentru a primi sprijin în lupta cu flăcările. Franța a anunțat că trimite 2 bombardiere cu apă suplimentare după ce a trimis 2 în Portugalia, la fel ca Spania, Italia și Grecia. Fumul degajat de aceste incendii este surprins în imagini din satelit. Potrivit serviciului european Copernicus, un nor de fum acoperă aproximativ 100.000 de kilometri pătrați deasupra Oceanului Atlantic. Specialiștii pe probleme de mediu spun că valurile repetate de caniculă și secetă accentuată nu reprezintă altceva decât consecințele schimbărilor climatice care favorizează incendiile forestiere. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Loghen. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!